La finele săptămânii trecute la Oradea s-au desfășurat campionatele naționale de semi-maraton, iar CSM Suceava a participat și la masculin și la feminin în competițiile individuale și pe echipe. Evoluând cu mare încredere, formația masculină a CSM Suceava a obținut medalia de argint la categoria tineret. Din echipa vicecampioană națională au făcut parte sportivii Ilie Rătundu, Dan Mirșidan și Iulian Roșu, primii doi fiind pregătiți de Silviu Casandra, cel de-al treilea de Radu Mihalescu. Cea de-a doua medalie pentru delegația suceveană a fost obținută de Alina Onofrei, care a sosit a treia la individual juniori, iar cu această ocazie, atleta antrenată de Silviu Casandra a înregistrat cel mai bun rezultat personal. Am prognozat un minim de două medalii, am reușit să luăm două medalii. La individual, fete junioare, prin Onofrei, Alina locul 3 și echipa de tineret băieți, locul 2. Componența echipei este Mirșidan Dan, Rătundu Ilie și Roșu Iulian. Roșu Iulian fiind antrenat de Marius Mihalescu, ceilalți fiind antrenați de mine. Organizarea a fost foarte bine, dar am beneficiat de un traseu foarte întortocheat, fiind chiar prin centrul orașului Oradea și dacă știți acolo, străzile sunt foarte înguste. Am trăit cu emoții până la sfârșit această cursă, care din fericire s-a terminat foarte bine pentru noi, având două clasări pe podium. Este de apreciat faptul că acești copii în această vară și-au sacrificat vacanța, antrenându-se în lunile iulie-august pe temperaturi de 40 de grade și să te antrenezi pe distanțe foarte lungi este dificil, dacă tot venim vorba de sacrificii. Și eu consider că medaliile pentru ei au fost bine meritate. Țin să mulțumesc totodată primăriei Suceava care ne-au sprijinit, direcției județene și nu în ultimul rând clubului CSM Suceava, dat fiind faptul că acum fiind spre sfârșit de an fondurile pentru a merge la competiții și a realiza performanță sunt din ce în ce mai puține.